Bine ne-am reîntâlnit! Noi suntem Carmen, Natalie, Anastasia și Patricia. Și continuăm seria noastră de ateliere pentru decorațiuni de Crăciun. Dar e ceva ce ne dorim cu toții în luna decembrie, pentru că știm că fără asta moșul maică nu are cum să ajungă la noi. Copiilor le place foarte mult, pentru că fără ea nu se pot da cu Sania. Despre ce vorbim noi oare? Fulgii de nea? Da. Zăpada? Da. Și pentru că ei cam întârzie să apară, o să vă arătăm noi cum să facem niște fulgi de zăpadă mari și frumoși. Pentru asta vom avea nevoie de coli A4 albe, de foarfecă, un creion contur și orice obiect cu formă rotundă, care poate varia ca mărime în funcție de cât de mare ați vrea să fie fulgul de zăpadă. Să începem! Vom pune capacul pe coala de hârtie, vom face conturul și apoi vom decupa. Pentru realizarea fulgului este nevoie să îndoim cercul în două. Încă o dată. Și acum o să avem o pătrime. Și îl mai îndoim o dată până ne iese o felie de pizza. Și așa. Aveți mare grijă să nu decupați lateralele. Decupăm partea de unde am început să îndoim felia noastră de pizza. Putem să facem diferite forme. Ca să fie și mai interesant, am putea să facem chiar aici, la capăt, unde este marginea feliei de pizza, putem să facem un triunghi. Sunt foarte curioasă ce o să iasă. Începem să dezvăluim secrete. Și cam așa. Wow! Uite cum a ieșit al meu. Foarte frumos. Stați. Am o idee mai bună. Ce-ar fi să-i punem în brăduțul nostru de Crăciun? Mulțumim că ați fost alături de noi. Noi suntem foarte încântate de brăduțul nostru. Sper că și voi veți fi foarte încântați de brăduțul vostru și de decorațiunile pe care le-am făcut împreună. Acum poate să vină moșul. La revedere, copii!